O mașină electrică se află în topul preferințelor românilor. Dacia Spring a devenit cel mai vândut automobil din România. Noua mașină electrică a depășit deja Loganul la capitolul vânzări. Per total însă, Dacia a avut venituri cu 14% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacia Spring a depășit faimosul Logan și a devenit cea mai vândută mașină din țară. Iar astfel România se alătură țărilor care au pe primul loc în vânzări un automobil electric. Mașina electrică a înregistrat un volum de vânzări de 1195 de unități, cu 110 unități în plus peste Dacia Logan. În topul preferințelor românilor se numără și autoturismele Duster și Sandero, acestea din urmă clasându-se pe locurile 3 și respectiv 4 și Ford Focus a fost printre preferințele românilor în luna noiembrie. Vânzările de anul acesta s-au dublat. La polul opus se află Renault Clio și Captur, care au înregistrat scăderi majore. Liderul pieței rămâne însă Dacia cu 30.218 unități. Pandemia a afectat vânzarea de automobile. În plus, criza cipurilor a dus la o scădere dramatică a vânzărilor de mașini.